Sunt Marta, membru Slow Food Turda din 2008, de când ne-am înființat. M-am născut și am crescut în Turda, acest oraș în mijlocul, în inima Transilvaniei, care este înconjurată de o bogăție imensă în ceea ce privește produsele tradiționale, produsele locale. Avem satele din prejur care ne furnizează hrana de zi cu zi pe tot parcursul anului. Din acel an, deci de 13 ani, sunt implicată foarte tare în educație culinară. Practic, Slow Food Turda este viața mea și încerc, prin tot ceea ce fac, să aduc mai aproape oamenii, consumatorii, de producătorii locali și încerc să educ, să învăț, să povestesc despre importanța consumului de produse locale, despre descoperirea tradițiilor noastre, despre importanța perpetuării acestor tradiții. Deci trebuie să ținem specificitatea locului, trebuie să avem gusturile, aromele locale. Încercăm cu copiii să discutăm tot timpul despre importanța acestor lucruri și ei trebuie să devină în viitor consumatori conștienți, că trebuie să fie o muncă permanentă între producători și consumatori, să cunoaștem valorile locale. Făcând asta zi de zi, am realizat în toți acești ani cât de important este să putem să ne hrănim bine în fiecare zi. Pandemia ne-a cam speriat pe toți. Anul trecut, când a fost acea perioadă de lockdown, ne-am trezit fără accesul la hrană zilnică, la accesul de produse locale în general. Și asta a fost rău și pentru ambele părți, și pentru consumatorii care cumpără produse și pentru producătorii care nu mai puteau să-și vândă produsele. Și atunci am venit cu această idee de a face livrare către producători. Am făcut un Slow Food Delivery câteva luni de zile. Chiar atunci când era toată lumea era speriată ce se va întâmpla, parcă venea sfârșitul lumii, nu știam de unde să ne producem hranele. Hrana, dacă țineți minte, magazinele s-au golit, deci lumea cumpăra în disperare, dar nu mai aveam acele produse naturale zilnic. Sursa de hrană era incertă pentru toți. Și atunci am inițiat acest program, Slow Food Delivery, cu toate că cei apropiați mie și familia s-au speriat pentru mine, pentru că atunci nu știam ce înseamnă încă acest COVID. Am crezut că toți luăm virusul, murim. Nu a fost așa. Am riscat pentru că am crezut că trebuie să continuăm, munca noastră trebuie să continue. Am preluat produsele de la mai mulți producători locali, legume, fructe, pâine, vinuri, uleiuri presate la rece, miere, produse apicole. Le-am aranjat în cutii, am dus către consumatori. În același timp am făcut pâine la cuptor, pâine tradițională, în mod tradițional. Am dus-o celor care aveau nevoie. Și pentru că noi avem de mulți ani în formare Centrul Gastronomic Turda, un spațiu de educație culinară, dar în același timp un centru, practic. Asta este un centru în care adunăm toate înțelesurile gastronomiei și un spațiu în care gătim. Deja aveam funcțional asta anul trecut la Școala Iojica Micloș din Turda. Am făcut mâncare, am preparat mâncare, am gătit și am dus celor care aveau nevoie. În general, familii cu mai mulți copii, oameni mai în vârstă care nu puteau să se deplaseze la cantinele sociale, pentru că, uite, și asta a fost o problemă uriașă, s-au închis cantinele. Mulți oameni care au nevoie zilnic să primească ajutor de hrană nu mai puteau avea acces. Așa am ajuns să gătim, să facem de mâncare în echipă răstrânsă, bineînțeles, și am livrat mâncare la
în comunitate. Deci centrul gastronomic este un spațiu care, un spațiu deschis, un spațiu viu, vrem să-l facem viu, să fie o locație în care se discută despre hrană, se mănâncă bine și acest spațiu îl punem la dispoziție celor care sunt interesați de aceasta, de a forma o comunitate de hrană. Pentru mine este foarte important să putem găti cu ingrediente locale, de aceea și în perioada lockdown-ului, perioada COVID anul trecut, când am făcut slow food delivery, am încercat să venim în ajutor așa cum putem. Pentru mulți a însemnat foarte mult. Pentru noi la fel, pentru că am știut că putem ajuta. Și aducând oamenii împreună aici, în acest spațiu, putem veni de ajutor mai multor persoane și, cum am spus, să încercăm să formăm această comunitate de hrană. În general, slow food tour, dar pe asta se axează foarte mult, pe educație culinară. Deci lucrăm cu copii foarte mult. Pentru mine, personal, este foarte important. Îi învățăm inclusiv să își descopere gusturile cu ajutorul simțurilor, să descopere aromele, să combine aromele și să creeze mâncăruri foarte bune, bineînțeles, în același timp să descopere și să aprecieze produsele tradiționale, mâncărurile tradiționale, mâncărurile locale, rețetele de familie, rețetele vechi. Și toate astea împreună, deci aducând la oaltă părinți, bunici, copii, bineînțeles, alături de ei, organizăm diferite evenimente. Perioada când am făcut aceste livrări prin Slow Food Delivery, am făcut pâine acasă, în cuptorul meu, cu lemne. Același lucru vom face și aici, adică vom construi la Centrul Gastronomic Turda un cuptor prin care oamenii din comunitate să învețe să-și facă singur pâine. Alte proiecte pe care punem foarte, foarte mare bază sunt grădinile comunitare, grădinile școlare. Vrem ca tinerii, copiii și adulții să învețe să-și producă hrana, să fructe, legume. În același timp învățăm și despre cum se face brânza, cum se face pâinea, cum am zis, sau cum combinăm gusturile, nu doar cu copii, ci și cu adulții facem asta. Deci este o comunitate de hrană care este în formare și de câte ori e nevoie, venim în ajutorul comunității, în același timp creștem în așa fel să putem face tot mai mult acest lucru.